Bună ziua, dragi prieteni, vă salut. Să-mi pun eu ochelarea, așa e mai bine. Sunt câteva subiecte pe care vreau să le propun atenție dumneavoastră și sper chiar să vă atrag atenția. Cunoașteți că în ultimele zile, în atenția opiniei publice, a revenit un subiect de importanță națională, managementul defectuos și schemele de delapidare pe parcursul anilor 2008-2018 a sute de milioane de lei de la aeroportul internațional Mărculești, obiect de importanță strategică și care ține direct de Securitatea Națională a Republicii Moldova. În adresa Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, au parvenit informații cu privire la abuzurile grave la această întreprindere de stat, manifestate prin tranzacții ilegale cu armament, crearea artificială a datoriilor, licitații trucate și sustrageri de peste 10 și 10 de milioane de lei. Din 2008, aeroportul Mărculești este zonă economică liberă, aceasta însemnând facilități fiscale, scutiri de TVA, de accize, de taxe vamale, etc. Avea în gestiune 6 nave de zbor. Până în 2017, aeroportul internațional Mărculești a fost în gestiunea Ministerului Apărării. Ulterior, în august 2017, a trecut în subordinea Ministerului Economiei, fără o inventariere minuțioasă. Nu știm dacă a fost transmis guvernului actul de predare-primire. În iulie 2018, aeroportul a fost trecut în gestiunea Agenției Proprietăți Publice, din nou fără acte de predare. Instituțiile statului nu au reacționat nici într-un fel. Începând cu anul 2013, conducerea aeroportului internațional Mărculești a solicitat bani de la bugetul de stat pentru reparația și întreținerea aeronavilor în sumă de peste 2 milioane de euro. Ultima reparație din 2017 a costat bugetul 800.000 de euro. Potrivit informațiilor obținute din banii primiți de la stat, administrația aeroportului transfera cam 50% către o firmă offshore, Lezarna Enterprise LTD, a cărui fondator este Sergiu Ciobanu, ex-director al aeroportului internațional Mărculești. Astăzi, aeroportul nu mai are nicio navă funcțională. Elicopterele din proprietatea întreprinderii de stat aeroportului internațional Mărculești sunt simple schelete de metal. În lunile martie-mai 2019, navele au fost dezasamblate, piesele fiind exportate în Bulgaria, Indonezia și Afganistan. Administrația proprietății publice nu a reacționat nici într-un fel. Prejudiciul ar constitui cam 2.700.000 de euro, acestea la costul de bilanț, dar costurile pe piața neagră, spun sursele noastre, s-ar ridica la 4 milioane de euro. În anul 2018, la unul din depozitele întreprinderii au fost depistate loturi de armament militar și muniții care nu erau luate la evidență. În cadrul întreprinderii de stat se organizau licitații dubioase, trucate, cu sisteme antiaeriene, piese și componente. Spre exemplu, în anul 2015, Ministerul Apărării a transmis către aeroportul internațional Mărculești 3 complexe de rachete în scopul fortificării bazei materiale. Ulterior, rachetele au fost vândute unei întreprinderi offshore contra sume de 660.000 de dolari. Apropo, în hangarele aeroportului se află numai puțin de 15.000 de rachete de luptă. Hangarele sunt situate foarte aproape de pistă, astfel că există un risc real să se producă o tragedie. Alte scheme de dilapidare a activilor aeroportului internațional Mărculești sunt de înstrăinarea la prețuri extrem de diminuate a pieselor de schimb și a agregatelor avia către firmele afiliate și, dimpotrivă, organizarea unor achiziții extrem de costisitoare de la întreprinderea offshore gestionată de umbră de același Ciobanu. În perioada anilor 2012-2017, în urma unor datorii fictive, formale și neargumentate, către firmele gestionate din umbră, inclusiv din Federația Rusă, statului au fost aduse prejudicii în proporții de 10 de milioane de lei. În 2012, în schema de fraudare a apărut firma AIM Fink Group ca și firmă intermediară,
fondator iarăși aeroportul Mărculești. Directorul acestei și contabilul acestei firme era zisul Pătrașcu Anatol. Firma a apărut contrar legii cu privire la întreprinderi de stat și municipale. Banii erau transferați în firmele offshore. Transferul cel puțin la 76 milioane de lei poate fi demonstrat cu documente. Așadar, aeroportul internațional Mărculești are astăzi în dotare 5 sau 6 elicoptere și nici unul funcțional. Piesele au fost dezasamblate și vândute. Până acum, instituțiile responsabile ale statului nu au emis nicio decizie pe cauzele penale inițiate anterior, ci că ar fi vreo 6 cauze penale, iar cei implicați în fraudarea bugetului și dilapidarea în proporție deosebit de mare a averii statului nu au răspuns pentru ilegalitățile comise. Mai mult ca atât, avem convingerea că autorii acestor scheme au fost și sunt protejați de demnitari de înalt rang din organele procuraturii și Inspecția Financiară a Ministerului Finanțelor. În context, ne propunem să propunem crearea unei comisii parlamentare pentru verificarea activității aeroportului internațional Mărculești. De asemenea, vom solicita Ministerului Finanțelor să facă o evaluare a controlului realizat de Inspecția Financiară a instituției. Vom solicita organelor de anchetă să ne comunice despre toate măsurile întreprinse și ilegalitățile identificate la aeroportul internațional Mărculești. Altfel spus, un obiectiv de importanță strategică a statului a ajuns în mâna unor escroci, iar statul, organele de drept, procuratura, CNA, Centrul Național Anticorupție, deși au pornit mai multe dosare, nu au finalizat niciunul și întrebarea este cum își fac treaba în această situație. Sunt încă câteva subiecte asupra cărora vreau să vă atrag atenția și unul ține de rețeaua de comunicații fixe și mobile pentru consolidarea managementului frontierei de stat pe segmentul Ungheni-Giurgiulești. Ați auzit probabil de rețeaua Tetra. În adresa comisiei parvin informații cu privire la ilegalitățile admise la implementarea proiectului Rețeaua de comunicații fixe și mobile pentru consolidarea managementului frontierei de stat pe segmentul Ungheni-Giurgiulești, rețeaua Tetra, care ar fi parte componentă a securității naționale și ar fi destinată pentru prevenirea, depistarea migrației ilegale și criminalității transfrontaliere. Din informațiile parvenite rezultă că Inspectoratul General al Poliției de Frontieră până în prezent gestionează sistemul nominalizat, atenție, fără a deține dreptul de proprietate asupra bunurilor și componentelor rețelei de telecomunicații fixe și mobile. Acest fapt ar genera riscuri ca bunurile destinate consolidării securității statului, frontierei de stat a Republicii Moldova, realizate grație asistenței financiare oferite de Uniunea Europeană, să treacă în posesia unor persoane terțe, private, inclusiv ostile țării. De asemenea, ilegalitățile expuse ar periclita funcționalitatea și securitatea însăși a sistemului Tetra, având efect negativ asupra activității Inspectoratului General al Poliției de Frontieră la securizarea frontierei de stat. Anterior, subiectul menționat a fost discutat în cadrul Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, la Consiliul Superior de Securitate, însă fără rezultate. Ca și în cazul întreprinderii Aeroportului Internațional Mărculești, pe ilegalitățile admise la implementarea proiectului au fost inițiate mai multe cauze penale, care de asemenea nu au finalitate. Consider că se cere crearea unei comisii parlamentare pentru elucidarea ilegalităților admise la implementarea proiectului Rețeaua de comunicații fixe și mobile pentru consolidarea managementului frontierei de stat pe segmentul Ungheni-Giurgiulești, rețeaua Tetra, și identificarea soluției pentru transmiterea sistemului către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. De asemenea, vom solicita organelor de anchetă să ne comunice despre măsurile întreprinse privind ilegalitățile la implementarea proiectului. Desigur că subiectul urmează să fie abordat și la Consiliul Superior de Securitate.
Și în final, vă reamintesc că în contextul examinării subiectelor cu privire la elucidarea schemelor de contrabandă și funcționarii publici implicați, Comisia Securitate Națională Apărare și Ordine Publică a făcut demersul către Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne și alte instituții importante. Recent, în adresa Comisiei, a parvenit răspunsul Centrului Național Anticorupție, care lasă în loc de interpretare. Astfel, factorii de decizie ne comunică că din anul 2016 ei nu au derulat investigații cu privire la implicarea factorilor de decizie angajaților Serviciului Vamal, Inspectoratului General de Poliție, al Poliției de Frontieră, în scheme de contrabandă. Ați reținut, da? Din 2016 ei nu au derulat investigații în acest subiect extrem de sensibil. Și dacă lucrurile acestea nu s-au întâmplat, desigur că urmează să ne punem întrebări. Mai mult ca atât, Centrul Național Anticorupție ne informează despre faptul că au fost pornite 3 cauze penale în anul 2015, și anume pe protejarea contrabandiștilor, protejarea și realizarea schemelor de contrabandă cu chihlimbari, țigări, care într-un final sunt clasate în circunstanțe suspecte. În această ordine de idei, ne punem întrebarea care este randamentul activității Centrului Național Anticorupție, deoarece întreținerea instituției costă Republica Moldova prea mult comparativ cu rezultatele așteptate. Ne propunem, iarăși, o să insistăm să fie creată o comisie parlamentară care să verifice activitatea Centrului Național Anticorupție și această activitate, evident, în viitor se va răspânge asupra tuturor instituțiilor de stat care țin de competența de controlul parlamentar al Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Vă mulțumesc! O zi reușită tuturor! Sunt întrebări? Vreau să vă întrebăm despre aeroportul Mărculești. Când ați aflat despre aceste ilegalități și de la cine anume? Pentru că anterior a fost o conferință de presă organizată de fostul director al acestui aeroport, care a vorbit despre toate aceste ilegalități. Cred că a trecut deja o săptămână. Noi am anunțat-o pe doamna Sandu, care la fel spunea că nu cunoaște despre acest subiect. Acum veniți dumneavoastră... Da, vă răspund. În opinia mea, aceasta este una din sarcinile Comisiei Securitate Națională. Să se autosesizeze la orice informații care ține de competența noastră. Ne-am informat de asemenea din presă. Comisia, cel puțin eu mă aflu în fruntea acestei comisii cu puțin peste o lună de zile, timp între care însă la comisie au parvenit 10 și 10 de informații foarte importante despre aeroportul internațional Mărculești, am aflat din interviu acordat de cineva și imediat am decis că trebuie să ne documentăm. Am intrat în posesia unui raport foarte minuțios, pregătit, voluminos, despre ceea ce se întâmplă la acest aeroport sau în această întreprindere de stat. Eu v-am povestit în câteva minute doar puțin. Pot aminti aici, în suplimentar, că în 2005 a fost lichidată o firmă, dacă ați auzit dumneavoastră, Vichie, care avea vreo 6 aeronave și de pasageri și cargo. A fost, după informațiile noastre, lichidată în 2015, ca în 2017, să mai fie lichidată încă o dată, deja de domnul Boldovici, da? Îi spunea directorului APP. Sunt atât de multe informații și legate de acest subiect, încât am decis că trebuie să propun formarea unei comisii parlamentare, pentru că prejudiciile aduse statului sunt de miliarde de lei. Întrebarea era dacă ați aflat chiar din interviul fostului director despre care ziceam că a fost și am aflat din anticorupții.md. Așa. Și vrem să vă întrebăm, noi am vorbit cu directorul aeroportului Mărculești, domnul Clichici, care neagă toate aceste acuzații care au apărut și spune că nu există acolo armament, că toate aeronavele sunt în regulă. Cum comentați dumneavoastră? Ar fi cumva adevărat sau care ar fi scopul să spună el aceste lucruri?
nu știu care este scopul dânsului să spun lucrurile acestea, însă informațiile de care pe care le deține Comisia confirmă cele ce am spus eu până acum. Dacă o să doriți, vă adresați Serviciul Informații și Securitate și o să vă dea, poate și dumneavoastră, această informație. Important este altceva. S-ar putea undeva și raportorii și comisia să greșească. Important este ca un obiect de importanță strategică, de importanță națională, să fie în mâini sigure și statul să nu aibă pierderi din urma gestionării frauduloase a acestuia. Dar vă spun, la acest moment, din cele 5-6 elicoptere pe care le avea acest aeroport, niciunul nu este funcțional. O să creăm o comisie parlamentară, o să propun acest lucru, care o să, și ulterior o să ne deplasăm la acest aeroport și o să verificăm la fața locului. Mulțumesc. Întrebare, domnul Moțcan, cine ar urma să fie tras la răspundere pentru tot ce se întâmplă la acest aeroport? Care instituții, de fapt, urmează să poartă răspundere până la urmă de acest aeroport Mărculești? Problemele care s-au acumulat în această zonă sunt profunde, sunt multe, multiple. Mai multe instituții de stat trebuie să poarte răspundere. Și poate, în primul rând, și Ministerul Apărării, care acum știu că am vorbit cu domnul ministru, actualul ministru, domnul Voicu, și mi-a spus că face demersuri ca acest aeroport să fie readus în cadrul Armatei Naționale, ceea ce ar fi fost corect. Mai sunt și alte instituții care trebuie să poarte răspundere. Dar concluziile comisiei care se va deplasa și va cerceta aceste circumstanțe vor fi prezentate publicului mai târziu, evident. Inclusiv instituțiile de drept, Procuratura, Centrul Național Anticorupție, v-am spus doar, au fost pornite mai multe dosare, cred că de zeci de volume, care în anumite circunstanțe au dispărut, au fost clasate. Nici o finalitate. Este practica pe care a promovat-o constant fosta guvernare. Nu vreau să intru în detalii foarte tare. Am aici și nume ale unor demnitari, unor actuali parlamentari, care se pare au fost implicați în mușamalizarea tuturor dosarelor care au fost pornite anterior. Vreau întâi să verificăm autenticitatea acestor informații și cu siguranță, dacă se confirmă, o să vă dau și nume. În toate cazurile, inclusiv în cel ce ține de aeroportul internațional Mărculești, inclusiv în schemele de contrabandă cu alcool etilic, chihlimbar, cu țigări, sunt zeci și zeci de nume a unor demnitari. În toate documentele care ajung la noi sunt zeci și zeci de nume ale unor demnitari din instituțiile statului de astăzi care, se pare, sunt implicați, au fost sau mai sunt implicați în schemele de contrabandă. Cu siguranță o să vă dau toate numele. Numai să facem o verificare, așa încât să nu aducem prejudiciu imaginei Parlamentului, Comisiei și nici cetățenilor care poate nu sunt vinovați. Se cer niște verificări suplimentare, foarte profunde. Ați menționat că veți crea o comisie în acest sens. Voi propune crearea unei comisii. După asta vă propuneți să mergeți la Mărculești? Da, imediat. Eu, dacă am fi reușit, din păcate vine vacanța parlamentară. Lucrurile acestea, dacă le-am fi aflat mai devreme, am fi fost de mult plecați la Mărculești să verificăm. Să vedem încă, poate reușim. Dar sunt niște... Noi putem, eu personal, cu echipa mea, pot să mă deplasez. Dar vă zic că mi se pare rațional să fie creată o comisie care să aibă după aceea și ceva de spus. Trebuie să urmeze nu doar concluzii, dar și rezultate. Dar la paradele acestea defilează diverse elicoptere. Ele acuie sunt? N-am văzut o elicoptere, nu știu, nu cunosc. O să verificăm. Important este să ne accentuăm atenția asupra tuturor problemelor de importanță națională. Să nu le lăsăm fără atenția presei în special. Cu siguranță că mulți dintre dumneavoastră au aflat mai anterior, mai devreme, ce se întâmplă la Mărculești. Nu v-ați deplasat niciodată acolo să vedeți cu ochii voștri ce se întâmplă. Eu dispun de fotografii de ultimă oră, unde se vede clar și hangarele acestea cu rachete și cu arme. Și mai multe alte lucruri. Inclusiv o informație parvenită de la Serviciul Informații și Securitate, care în mare parte confirmă
niște lucruri spuse, atât doar că, fiind confidențială, nu pot să vorbesc despre această informație. N-am fost atent. Ați fost vreodată la aeroport? N-am fost, din păcate. Chiar o să am o curiozitate mare să ajung acolo. Vă mulțumesc mult, o zi liniștită, o zi frumoasă fiecare dintre noi. La revedere!